Pentru creștinii ortodoxi de la Malul Mării Negre, ziua de 10 martie reprezintă o dată cu o însemnătate deosebită. Este ziua în care, în urmă cu 93 de ani, Constanța și-a recăpătat demnitatea de scaun episcopal. Cu prilejul acestei aniversări, înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat astăzi un tedeum la Catedrala Arhiepiscopală. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu că acest ținut apostolic a fost din nou așezat la rangul său ca să se continue cu adevărat viața cea duhovnicească. Rugăm pe bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși și să ne țină în credință, în râvnă și în dragoste, ca să fim vrednici de acei înaintași ai noștri care au fost rugători pe tărâmurile acestea, să avem conștiința că suntem urmașii primilor străromâni care s-au învrednicit să primească credința de la însuși Sfântul Apostol Andrei și apoi să o continue prin urmașii acestuia până în vremurile noastre. Eparhia Tomisului a fost prima episcopie înființată pe teritoriul țării noastre. Nu se știe cu exactitate câți episcopi au fost rânduiți în Știția de către Sfinții Apostoli. Istoricul Sozomen amintea în faptul că Știția Minor a intrat sub oblăduirea unui singur episcop. La Tomis au rezidat o serie întreagă de episcopi vrednici, atestați istoric, cum au fost Bretanion, Teotim I, Teotim al II-lea, Ioan, Alexandru, apoi Valentinian și alți mitropoliți care au desfășurat o vie activitate, o rodnică activitate aici, în spațiul dobrogean, încât la începutul secolului al VI-lea, până la sfârșitul secolului al VI-lea, aici, în Dobrogea, exista un centru mitropolitan cu 14 episcopii sufragane conduse de un mitropolit. La începutul secolului al VII-lea, structura administrativă a mitropoliei a retrogradat la statutul de arhiepiscopie autocefală. După primul război mondial și după Marea Unire, în contextul venirii arhiereului Miron Crista pe scaunul de mitropolit primat, teritoriul statului necesita o reorganizare a Bisericii Ortodoxe Române pentru a răspunde nevoilor creștinilor din întreaga țară. Forurile conducătoare din vremea respectivă au considerat că este firesc și normal să se înființeze o episcopie și în Dobrogea. Și cea care a fost înființată este această episcopie a Constanței. Tot atunci, în acea perioadă, a fost înființată și episcopia Cetății Albe, a fost înființată și episcopia Hotinului, a fost înființată și episcopia Clujului. Deci au fost înființate mai multe episcopii, au fost înmulțite, practic, scaunele episcopale, pentru că România avea o întindere geografică mult mai mare. Pe 27 decembrie 1922, primăria orașului se adresa ministrului cultelor și artelor cu solicitarea de a pune la dispoziție locul din curtea catedralei pentru construirea palatului episcopal. Pe 25 februarie 1923, Senatul României a votat proiectul de lege pentru înființarea episcopiei în Constanța, iar pe 10 martie, în urma decretului regal, a fost reînființată episcopia Constanței. La data de 3 iunie 1923, Ilarie Teodorescu era instalat în scaunul episcopal al Constanței. Însă în numai 2 ani a reușit să organizeze episcopia Constanței în 4 circumscripții și să organizeze seminarul teologic din Constanța și nu în ultimul rând să pună bazele palatului episcopal al Constanței. Din păcate, episcopatul în perioada în care Ilarie a fost episcop al Constanței a fost foarte scurtă, de numai 2 ani, însă iată că a reușit să pună bazele acestei instituții reînființate la Constanța. Munca ierarhilor din reînființata episcopie a Constanței nu a fost una ușoară. La momentul înființării nu existau preoslujitori și episcopul Ilarie Teodorescu a venit cu soluția de a fi hirotoniți învățătorii din sate după ce făceau un curs la sediul episcopiei, un curs de teologie.
Deci erau aduși la teologie învățătorii care doreau să fie și preoți, pentru că în același timp nimeni nu vrea să meargă ca preot în satele din Dobrogea, pentru că erau state foarte sărace. Odată cu izbucnirea celui de-al doilea război mondial, în urma bombardării Catedralei Arhiepiscopale și a Palatului, administrația eparhială s-a mutat la Galați, urmând ca Arhiepiscopia Tomisului să reprimească demnitatea de eparhie de sine stătătoare abia după Revoluția din 1989.